Răzvan Ciobanu a lăsat în urmă multă durere atunci când s-a stins din viață în cumplitul accident, dar și multe datorii și procese, care acum nu fac decât să răsucească cuțitul în rana lăsată în sufletul celor apropiați. La câteva săptămâni de la moartea lui Răzvan Ciobanu, un executor judecătoresc a decis să-l cheme în judecată pe defunct, pentru a recupera o datorie pe care acesta o avea către o instituție bancară. Și cum Răzvan Ciobanu nu s-a prezentat la termenele stabilite de instanță, a pierdut procesul. Procesul deschis de creditori după moartea lui Răzvan Ciobanu a luat sfârșit, iar acum executorii judecătorești au început să trimită notificări pe la adresele la care a locuit designerul, inclusiv părinților, somându-l să se prezinte de urgență la biroul executorului pentru a-și plăti datoria. În urmă cu o lună, avocata Laura Vicol a prezentat cauzele morții lui Răzvan Ciobanu. Raportul de expertiză al mașinii a ieșit, are aproape 40 de pagini. Hai să vorbim atunci despre asta. Cum s-a întâmplat? Deci, practic, este catalogat drept accident de circulație. Accident de circulație, iar moartea a fost datorată leziunilor pe care corpul le-a suferit. De asta și sunt de absolut convins. Au în schimb explicație cum a mers cu 128 la oră pe un câmp super denivelat? 129 a făcut infarct înainte să intre pe... Deci el practic când a intrat pe acea bucată de drum... Da. Care a suferit un infarct sau un atac cerebral? Un atac cerebral și în această cauză poziția aceea rigor mortis a fost... El era deja mort.